Urmează cea de-a treia mișcare pe care am selectat-o, continuând la fel, să se vadă mai bine. Ridic piciorul stâng și îl pun ușor jos cu vârful, apoi toată talpa, după care mă echilibrez și continui cu mișcarea de care am vorbit. Încă o dată. Se împinge pur și simplu înainte, după care se retrage mâna ușor. Și iar se împinge, se retrage ușor. Spatele cât mai drept, mișcarea să fie din mână. Pur și simplu împingem, conștientizăm fiecare mișcare și retragem mâna. Atenție, contează și cum face mișcarea, dar contează foarte mult. Adică contează foarte mult cât de bine o facem, dar contează foarte mult să conștientizăm fiecare mișcare, fiecare lucru pe care îl facem. Și de asemenea, putem asocia inspirația și respirația, la fel ca și la celelalte mișcări. Inspirăm, expirăm. Inspirăm, expirăm. Inspirăm, expirăm. Expirăm, expirăm. Ritmul în care faceți mișcările este bine să fie cât mai lent, dar în funcție de starea și de felul de al fi al fiecăruia.